încercăm să ne bucurăm. Cu toți să ne deschidem inima și să slăvim cu Tatăl nostru, că Domnul Iisus Hristos, Marea Cuvântă Lui. Amin, amin. Și v-aș ruga împreună cu mine, așa cum spune cuvântul, eu nu vă știu, nu vă cunosc. Chiar dacă vă știu și vă cunosc și când cântăm mie în putință, aș putea să vă ajut. Dar tot ajutorul de vină de la Domnul. Hai să ne bucurăm cu adevărat și să înțelegem că și dacă înțelegem cum spune cuvântul că și de la început Dumnezeu a iubit această omenire, această lume, dacă spune că în cer s-a făcut tăcere tinde o jumătate de oră și nu s-a văzut nimeni să deschidă un cuvânt să spună, păi iată, eu mă duc, eu fac. Până când s-a găsit melul fără cusuri, că El ne-a iubit înainte de a fi noi, de a naște noi. Și noi tot ce suntem prin lumina lui Dumnezeu și noi trăim prin lumina Lui slăvită pe noi. Dar să ne bucurăm că în această zi, în această dimineață, El ne-a binecuvântat cu viață și ne-a întărit pașii și a făcut ca pașii noștri să ajungă în locul acesta. Dacă spune că de la început a iubit această lume, veniți la mine toți! Nu spune că unul sau doi, veniți la mine toți! Cei încredit și împovărați, că eu am să vă dau o grijină. Și hai să ne bucurăm să înțelegem cum spune sau nici nu. Suflete care ești aici, în această dimineață, nu uita! Nu uita niciuna din binefacerile Lui! Spune numai lui Dumnezeu, m-a apucat broaza, frigurile! Eram gata aproape morți și de acolo te-am plecat și tu te-ai plecat și m-ai ridicat și m-ai scos. Și este adevărat lucrul acesta că ne-o scos, avem șansa dacă El spune și ne cheamă. Într-o vreau ce convenit la El, un om plin de lepră și s-a închinat Lui și a spus, tu dacă voiești, și Dumnezeu, ce nu mai ești? Ce nu poate să fac? Ce tu dacă voiești, poți să mă pui. Da, cei ce se atingă de Iisus Hristos, cei ce se apropie de Iisus Hristos, primesc vindecare, primesc eliberare. Noi ar trebui să fim conștienți că Dumnezeu spune că și înaintea Dumnezeu cum încerca fratele să ne aducă la adevăr, ce? Dacă noi, ca cei care am făcut pasă, am făcut un legământ, un târg cu Dumnezeu, că chiar și perii capului nostru sunt numărați înaintea Dumnezeu. Ce-am putea ne face să nu știe Dumnezeu, să nu cunoască Dumnezeu? Noi de câte ori venim în locul acesta, zice, trebuie să aducem cereri, rugăciuni, cu mulțumiri. Fiindcă Dumnezeu vrea să ne mântuiască, dacă Domnul Iisus Hristos este la îndemâna noastră, zice, Tată, ce-ai fost? Tu mi-ai dat. Eu pentru ei mă rog, ce? Ca să-i păzăști. Eu orice rău, ca să-i sfințăști și să-i faci una. Și cum am putea noi să fim una? Aici depinde de noi. Dacă înțelegem, dacă El ne-a chemat pe toți să fim ale Lui. El nu vrea moartea niciodată. El dorește să fim una. Și dacă noi vom fi una, că cine este calea, adevărul și viața. N-avem altă viață decât șansă prin El. Dacă El dorește să fim una, numai dacă vom fi una, așa ne vorbește cuvântul, dacă voi veți fi una, și chiar dacă nici o cunoscu careva o greșit sau o păcătuit cumva, dacă este o legătură, este unitate, este pace, atunci Dumnezeu este așa care orice greșeală sau orice păcat, atunci El poate să ierte dacă vedem și cunoaște. Noi de multe ori vorbim și într-o parte și în alta. Dacă înțelegem acolo că când se spune că și înaintea Dumnezeu, nu numai curvară, nu numai tălhară, nu numai nu știu cum să mă exprim, n-avea dreptul. Vedem că chiar și minciuna. Dacă și gândurile noastre nu putem noi și nici ne ajunge cuvântul pe limba și Dumnezeu cunoaște totul. Vedem dacă intrăm la cuvântul din Corint,
Dar fiindcă voi nu ați dat afară, cum am înțeles acolo? Dacă ne ducem afară, dar este o unitate, este o legătură, Dumnezeu ce-o spus? Noi vei cam să-i dau trupul carnea pe mâna satanei să fie nimicit, dar Duhul să fie mântuit. Dacă noi Dumnezeu ne-a ales și dorește să ne facă să fim ai Lui, să fim în împărăție, avem șansa, avem ocazia să ne dezbrăcăm de tot ce nu este potrivit în Dumnezeu. Căci Dumnezeu ne-a chemat și ne-a ales. Și ne trebuie să știm, să fim conștienți dacă El ne-a ales și dorește să se folosească din noi. Avem multe povesti care Dumnezeu spune. Vedem că și chiar omul acel rău care lega, băga în pușcărie și chiar își vedea să natura ca mult să fie omorât, au fost ales. Dar când a spus la Ananie, du-te pe ulița cu tare, în casa cu tare, că acum îl vei găsi pe Saul. Eu, Doamne, cum să mă duc? Să știi ce-a făcut. Căci era un om care prigonea și făcea. Du-te că este ales. Noi nu suntem aleși, aici se înțelege. Că am fost aleși, nu că am fi vrut noi, am fost aleși să fim al lui Dumnezeu. Și suntem, dar trebuie să dăm cinstea care se cuvine. Dacă îi spunem la Dumnezeu Tată, păi orice persoană trebuie să-i dea cinste Tatălui Său. Și dacă Dumnezeu dorește ca să dăm cinstea de Tată, și vedem că și aici avem pe Domnul Iisus Hristos la îndemână unde spune, sfințește. Trebuie să fim și noi pe undeva sfinți, în umblarea noastră, în purtarea noastră, în vorba noastră. Și dacă noi, Dumnezeu ne-a ales și spune, ce oameni ar trebui să fim noi? Și aici nu are problemă cu noi. Dacă judecata de unde trebuie să înceapă? De la casa lui Dumnezeu. Dacă noi suntem casa sau poporul lui Dumnezeu și toată judecata începe de la noi, ce se va întâmpla cu cei păcătoși, cu cei răi? Dar noi trebuie să ne rugăm în orice loc și în orice vreme de cer, să putem sta în picioare, fericit și dară suflet va ceea cer care va putea sta în picioare. Noi decât să ne rugăm să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și dacă